Da, apropo de ce spune Claudiu Târziu, și nu exagerează deloc, că vin vremuri, într-adevăr, de grea încercare, dar vin vremuri mult mai parșive decât vremurile totalitarismului comunist. Acolo dușmanul era foarte bine definit și oarecum se știa bine cine cu cine se înfrunte. Aici lucrurile sunt mult mai amestecate și tinerii se lasă mult mai ușor abătuți sau ispitiți în diferite direcții divergente. Astăzi nu mai știm exact care-i dușmanul și ce chip capătă și mai ales nu mai avem nici această putere de a ne uni împotriva lui. Acestea sunt cele două lucruri pe care trebuie să le rezolvăm din mers. Să găsim ceva care să ne lege cu adevărat, în numele căruia să ținem la un loc, în același timp să iscodim realitatea cu mult realism și cu multă luciditate ca să vedem exact cum stăm, de unde vine rău, centrul chipării a el și să nu ne îmbătăm cu apă rece, crezând că există soluții salvatoare acolo unde, de fapt, sunt fundături mai poleite. Domnul Demostene Andronescu vine să mărturisească astăzi despre o întreagă generație. Ne pare rău că nu sunt și alți reprezentanți ai acestei generații cu noi aici de față, dar dumnealui are puterea cuvântului și experiența cu care să suplinească această absență, așa că îi dau cuvântul cu toată smerenia și cu toată reverența.